veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. O altă faptă a Filii Pământești, clevetirea, o întâlnim cu referire la oameni în a doua epistola lui Pavel către Timotei, capitolul 3, versetul 3. Printre altele, oamenii vor fi în vremea noastră clevetitori. Și am putea să mai asimilăm la clevetire și bârfa, citind în Romani 1:30, că oamenii au ajuns încă de acum 2000 de ani și se mențin, ba mai mult s-au înrăutățit, au ajuns printre altele bârfitori, citim în versetul 30. Și o altă expresie sub care este redat acest păcat, această faptă a firii, o întâlnim în prima epistolă a lui Pavel către Corinteni, în capitolul 5, versetul 11, sub expresia de defăimător și este reluată în 6:10. Nu știți că printre altele nici defăimătorii nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Așadar, clevetirea, sub orice formă, sub orice expresie am întâlnit-o, fie că este o calomnie, o bârfială, o defăimare, o ponegrire, este de fapt o vorbire de rău sub influența unui duh demonic, de regulă, în absența unei terțe persoane. Vom proceda la a prezenta, la a analiza această clevetire sub trei aspecte. Mai întâi, sub aspectul ispitelor, sub aspectul cauzelor, simptomelor care se prezintă ea, apoi sub aspectul efectelor și, în al treilea rând, sub aspectul eliminării ei, în ceea ce avem noi de făcut pentru ca ea să fie eliminată atât din viața noastră, cât și din viața bisericii. După acestea vom proceda, ca și de obicei, la câteva exemple biblice. Haideți mai întâi să vedem care sunt ispitele acestei clevetiri și formele în care Satan ne prinde în această cursă. O primă ispită este vorbirea necontrolată, ușuratică. Citim în Cartea Proverbelor, în capitolul 12, versetul 18. Cine vorbește în chip ușuratic, rănește, ca străpungerea unei săbii. Această vorbire ușuratică, nu neapărat uneori cu atât de rea voință, dar o vorbire necontrolată, pe seama oricui. Și uneori această vorbire pare să fie foarte dulce. Citim tot în Proverbe 26:22. Se pare că atât pentru cel care o exprimă, cât și pentru cel care aude. Cuvintele clevetitorului sunt ca niște prăjituri care alunecă până în fundul măruntaielor. Este omul tentat în firea lui păcătoasă să povestească despre alții, și de regulă în sens negativ. Și ceilalți care sunt în jur, de multe ori le face plăcere. La urechea firească, așa ceva sună bine. Lucruri noi despre cineva, chiar dacă nu sunt neapărat și absolut necesare. În general, partea femeilor este prinsă mai cu seamă în acest păcat. Deschideți, vă rog, la 1 Timotei, capitolul 5, versetul 13, unde Pavel scrie că unele, în special văduve, se deprind, ca și orice altă patimă, după ce te îndelenicești și o profesezi, devii un specialist în acel domeniu, totodată se deprind să umble fără nicio treabă, din casă în casă, și nu numai că sunt leneșe, dar sunt și limbute și scoditoare și vorbesc ce nu trebuie vorbit. Această patimă poate să le prindă nu doar pe văduve, unul chiar și pe cele căsătorite, și vedeți, face priză bună, face casă bună cu lenea și cu această iscodire. Pentru ca să clevetești, este retil liber și dacă nu ai iscodit mai întâi și nu ești un om interesat, nu ești cu veștile, n-ai ce să transmiți mai departe. Ești ca un post de radio care nu primește informații. Ce să dea? Și adăugăm în privința aceasta din Tit 2:3, femeile în vârstă trebuie să aibă purtare cuvincioasă. Uneori ispita aceasta la bătrânețe prinde proporții. Să nu fie nici clevetitoare, nici de date la vin, ci să învețe pe alții ce este bine. Dea Domnul atât bărbații și în mod special femeile care sunt mai sensibile în această privință, să scape de această vorbire ușuratică. Să-și găsească de lucru sau să-și găsească de vorbit ceva bun, de învățat ceva cu rod, cu rezultat, ca să nu cădem în această plasă și limba să ne urmeze gândurile în deșertăciunea lor. O altă ispită este o extindere a neînțelegerilor din familie. Deschideți la Psalmul 50, versetul 20. Este foarte trist când oamenii, fie soț-soție, fie invers, fie între părinți și copii, povestesc către cei de afară și divulgă lucrurile din familie și se vorbesc de rău unii pe alții. În acest verset este scris: dai drumul gurii la rău, stai și vorbești împotriva fratelui tău, clevetești pe fiul mamei tale.
cât de rău face această clevetire în sânul familiei. Dacă ar auzi soțul cum l-ai povestit la unul și la altul sau la părinți, dacă ar auzi copiii sau dacă ar auzi părinții cum copiii au povestit, cum au stat, spuneam că se leagă de lene și sunt foarte mulți care spun că sunt ocupați și dacă ai vrea să-i chem la o rugăciune n-au timp, dar dacă e vorba să deschizi un subiect de clevetire, parcă au prins rădăcini și parcă sunt în largul lor. Că stai și clevetești împotriva celor din familie, împotriva celor intimi. Altă ispită, clevetirea este o formă de manifestare a luptelor de partide, fie în sânul bisericii, fie între diferite confesiuni. Citim ceea ce scrie Pavel în 1 Corinteni 10:30. Dacă mănânc, aduc mulțumiri. De ce să fi vorbit de rău pentru un lucru care mulțumesc? Această vorbire de rău, când de fapt ar putea frumos să mulțumească și unul și altul Domnului pentru înțelegerea care au într-un moment dat și să urce mai departe spre desăvârșire. De multe ori, pentru diferențe, de regulă minore, se nasc aceste clevetiri pe seama celorlalți. Adăugăm de asemenea 1 Timotei 6:4. Dacă învață cineva pe oameni învățătură deosebită din aceste diferențe, este plin de mândrie, nu știe nimic, are boala cercetărilor fără rost și printre altele acestea nasc clevetirile și bănuielile rele. Atunci când o biserică se dezbină, când încep să fie partide, campania electorală este dusă prin clevetire. Nu poți să dezbini pe un frate de altul decât dacă clevetești pe unul dintre ei. Îl faci așa, îl vopsești cu negru în fața unui al treilea pentru ca să-l desprinzi. Și aș vrea să înțelegem, să nu ne găsească Satan la capitolul acesta și să nu reușească să ne dezbine nici în familie, nici la nivel de biserică. De asemenea, în Cartea Proverbilor, în capitolul 26, versetul 20, avem tot pe linia aceasta scris: când nu mai sunt lemne, focul se stinge. Și când nu mai este niciun clevetitor, cearta se potolește. Clevetirea întreține cearta. Multe conflicte s-ar stinge, s-ar opri, dacă n-ar fi cine să clevetească, să aducă materie primă din afară. Și de asemenea, tot Cartea Proverbilor, 30:10, nu cleveti pe un slujitor la stăpânul lui, ca să nu te blesteme și să te faci vinovat. În Biblie e scris că doar blestemul neîntemeiat nu prinde și nu degeaba e scris uneori să nu blestemăm. De ce unii slujitori sunt clevetiți la stăpânii lor? Pentru că un altul vrea să le ia postul. Pentru că sunt anumite interese, anumite intrigi în joc. Nu cleveti pe un slujitor la stăpânul lui. Că nu știi, stăpânul lui este un om înțelept sau este unul ca și Potifar. Și îl clevetești pe Iosif și ajungi în temniță și pe urmă singur vrei să retractezi, dar nu mai ai cum să întorci pentru că acel om nu știe să acționeze înțelepțește. O altă ispită, clevetirea, și aceasta e foarte curioasă, clevetirea este o împotrivire față de bine și față de adevăr. Deschidem la 1 Petru 3:16. Având un cuget curat, pentru că cei ce bârfesc purtarea voastră bună în Hristos să rămână de rușine tocmai în lucrurile în care vă vorbesc de rău. Există posibilitatea să ai o purtare bună în Hristos și să fii clevetit, să fii bârfit și să fii vorbit de rău. Dar în această situație va veni vremea când cei care te clevetesc vor rămânea de rușine. Tot Petru spune în capitolul 2, aceeași epistolă, versetul 19, că este un lucru plăcut dacă cineva suferă pe nedrept, dar versetul 20. Dar ce fale este să suferiți cu răbdare când ați făcut rău? Dacă ești clevetit pentru o faptă bună, pentru că ești un om evlavios, un om cu o purtare deosebită, nu-ți fă probleme. Va veni vremea când clevetitorii tăi vor rămânea de rușine. Dar dacă clevetirea este întemeiată, atunci teme-te. Sau cel puțin suferă rigorile și efectele păcatelor tale. Până aici, aceste ispite ale clevetirii, așadar vorbirea ușuratică, necontrolată, urmarea neînțelegerilor de familie, urmarea dezbinărilor dintre confesiuni, din biserică și o împotrivire față de bine și adevăr. Cine vrea să clevetească, nu neapărat îi trebuie un motiv negativ. Cine vrea să clevetească și are acest duc de clevetire peste el, poate să clevetească și pentru un motiv bun, pentru o faptă bună în dreptul cuiva. Să nu uităm, chiar dacă cineva a făcut rău și este vorbit, am spune, pe drept, în 1 Timotei 6, cum este scris, căci cei care sunt sub jugul robiei, să socotească pe stăpânilor vredni de cinste, pentru ca numele lui Dumnezeu și învățătura să nu fie vorbite de rău. Nu trebuie să ne comportăm în așa fel încât să nu creăm această situație de a fi vorbiți pe drept. Dar dacă cineva este rău, nu uitați, citim în Iacov 4:11, este această neînțelegere. Uneori și unii se ascund. Am asistat chiar la o asemenea discuție între frați la gândul că dacă cineva a făcut rău și eu vorbesc numai ce a făcut el,
și el a făcut rău, aceasta nu-i clevetire. Vreau să vă spun ce spune Iacov aici, 4:11, nu vă vorbiți de rău unii pe alții, fraților. Cine vorbește de rău pe un frate sau judecă pe fratele său, vorbește de rău legea. Sau judecă legea. Și dacă judeci legea, nu ești împlinitor al legii, ci judecător. Deci chiar dacă cineva a făcut rău și dacă l-am vorbit, am vorbit doar ceea ce este drept. Nu este competența și atribuția noastră să vorbim pe cineva de rău, chiar dacă a făcut rău. Aceasta nu e un dar de la Dumnezeu, nici o slujbă duhovnicească. Aceasta nu e o menire cerească, ci este o îndelenicire demonică să vorbești pe cineva de rău. Doamne, scapă-ne de așa ceva. Nu câștigăm nimic. Acele lucruri se judecă de către judecător și la vremea judecății toate lucrurile au vremea lor, acum nu este vremea pentru bârfele. Ca și efecte ale clevetirii, deschideți la Cartea Proverbelor, o să citim de aici ceva care poate o să ne deslipească de clevetire. În 10:18 este scris, cine răspândește bârfeli este un nebun. Și citim și 11:12, a doua mărturie, cine defaimă pe aproapele său este fără minte. Biblia îi cataloghează pe oamenii bârfitori, clevetitori și îi numește scurt nebuni. Dacă ai auzit pe un om care clevetește și ai spune ești fără minte, ne-ar crede ipocriți. Dar este definiția dată de Scripturi. Cine defaimă este un nebun, un om înțelept. El nu defaimă pentru că știe că din clevetire se naște cearta, se dezbină prietenii, își rupe relațiile, nu-i face plăcere lui Dumnezeu. Este efectiv un lucru demonic. Am notat 3 efecte ale clevetirii, bineînțeles efecte negative, pozitive, nu sunt de unde. În primul rând, clevetirea distruge credincioșia, încrederea și confidențele dintre oameni. Tot în Proverbe 11:13 citim, cine umblă cu bârfeli, dă pe față lucruri ascunse, dar sufletul credincios ține ce i s-a încredințat. Clevetirile de multe ori vorbesc, așa cum am citit în 1 Timotei 5:13, ce nu trebuie vorbit, lucruri care sunt secrete uneori. Și adăugăm tot Proverbe 25:23, vântul de miază noapte aduce ploaie și limba clevetitoare aduce o față mâhnită. În al doilea efect, clevetirea afectează negativ cuvântul și lucrarea din biserică. În Tit 2:5 este scris, căci femeile trebuie să fie cumpătate cu viața curată, să-și vadă treburile casei, să fie bune, supuse bărbaților lor, pentru ca să nu se vorbească de rău cuvântul lui Dumnezeu. Această clevetire aduce un mare efect negativ, o mare pierdere pentru lucrare. Dacă clevetim pe un om, așa cum se spunea într-o familie, că copiii ajunseseră mari și părinții au spus tinerilor, veniți la biserică. Și eu au spus, noi la biserică? De ce să facem la biserică? Păi s-au zis cum se predică, cum cântă cine? Păstorul cu tare? Păi nu este el așa, așa, dar de unde știți asta? Dar n-ai spus tu către tata așa? N-ai spus tu către mama așa? Deci, atât pentru copiii noștri, cât și pentru cei de afară. Dacă noi clevetim pe frații noștri, dăm pe față lucrurile ascunse, spunem greșelile lor poate și ne lăudăm, a fost numai pe drept. Dar era cazul să știe cei de afară, să-i facem bucurie diavolului? Sau am uitat că dragostea acopere totul, suferă totul și nădăjduiește totul că în viitor va fi mai altfel? Și nu dăm informații dacă sunt negative la ora actuală și așteptăm până mai târziu când se va însenina? Și un al treilea efect destructiv pentru clevetitorii însăși doar. Deschidem la Roman capitolul 1, în versul 30 este notată bârfa, iar în versetul 32 citim, și măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri, care clevetesc, sunt vrednici de moarte. Și cât este de trist că unii nu numai că le fac, dar și găsesc de buni pe cei ce le fac. Totalmente nu vom scăpa de clevetitori, dar avem o făgăduință în Psalmul 31. David a avut foarte mulți clevetitori, dar el a înțeles un lucru din ceea ce a realizat Dumnezeu în timpul vieții sale. 31:20, tu, cu referire la Dumnezeu, îi ascunzi la adăpostul feței tale de cei ce îi prigonesc. Îi ocrotești în cortul tău de limbile care îi clevetesc. Până când va veni vremea să-i ucidă Domnul și să-i scoată dintre noi sau pe noi dintre ei și nu vor mai fi clevetitori, până atunci Domnul ne păzește în cortul său de limbile care ne clevetesc, de oamenii care ne prigonesc. Numele Domnului să fie binecuvântat. Haideți să analizăm acum cum putem să eliminăm clevetirea, atât din viața noastră, cât și a bisericii, având în vedere efectele sale care ne separă pe unul de altul.
care ponegresc numele Domnului și stopează înaintarea Evangheliei și care în final vor aduce moartea celor care le practică. Încă din Vechiul Testament este consfințită prin porunca a treia, interzicerea clevetirii, și am putea să spunem că o primă etapă și cea mai puternică ar trebui să fie în eliminarea clevetirii, interzicerea ei prin lege. În ce sens prin lege? Interzicerea ei de către conducere. Deci să nu fie de acord, cum era în cazul Israelului, statul cu aceasta, să nu fie de acord biserica, să nu fie de acord conducerea familiei. În porunca a treia din Exod, capitolul 20, citim, să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert numele Lui. Și anexăm lângă aceasta ceea ce spunea Domnul Iisus: când faceți un lucru rău acelor micuți, cui le-ați făcut? Când unul nu este pocăit și este doar păcălit, am putea spune, a cui nume este hulit? Este hulit numele bisericii din care face parte. Toți spun penticostalii și afișează în ziar sau creștinii. De asemenea, în Psalmul 101, versetul 5, David spunea în această privință că el nu vrea să știe pe lângă el, întrucât putea el să acționeze, acești oameni care clevetesc. Versetul 5, pe cel ce clevetește în ascuns pe aproapele său, îl voi nimici. Noi ce facem cu astfel de oameni? Îi stopăm? Îi radiem de pe lista prietenilor noștri sau le dăm concursul? Știm că cei din Romanul cu 32, nu numai că le facem, dar și primim, găsim de bun pe cei ce le fac. Îmbucurător este, și tare bine ar fi dacă s-ar lua astfel de acțiune și la nivel național, cum a făcut Nebucanețar la un moment dat în cartea profetului Daniel, după ce a împărtășit acea experiență a celor trei sau patru în cuptor, în Daniel 3 a dat un ordin, citim 28, binecuvântat să fie Dumnezeul lui Șatrac, Meșac și Abednego, care a scăpat pe robii săi din cuptor. Acum iată porunca pe care o dau: orice om din orice popor, neam sau limbă care ar vorbi de rău pe Dumnezeul lui Șatrac, Meșac și Abednego va fi făcut bucăți casa lui într-un mormânt de murdării, pentru că nu este niciun alt Dumnezeu care se poate izbăvi ca el. Dacă ar fi interzisă, cel puțin fățiș nu s-ar putea desfășura. Și David merge mai departe în versetul că l-am citit din Psalmul 101:5, pe cel ce clevetește nascuns, ca și cum vrea să desfășoare niște razii, și pe cei care îi prinde să-i pedepsească atare. Un al doilea rând, cum putem să eliminăm clevetirea? Prin ruperea relațiilor cu cei care clevetesc. Nu în sensul să nu mai umblăm împreună cu ei, ci în sensul că atunci când ei deschid un subiect de clevetire, noi să spunem: frate, așa ceva cu mine nu poți să discuți. Deci să nu accepți să ai o relație pe tema aceasta. Citim în Proverbe 20:19, unde este scris: cine umblă cu bârfeli, dă pe față lucruri ascunse, și cu cel ce nu-și poate ține gura, să nu te amesteci. Deci să nu intri într-o relație strânsă cu el. Și adăugăm din cartea Eclesiastului 7:20-21, fiindcă pe pământ nu este niciun om fără prihană, și am putea cleveti pe seama oricui, care să facă binele fără să păcătuiască, noi greșim. Nu lua nici tu seama la toate vorbele care se spun, ca nu cumva să auzi pe sluga ta vorbindu-te de rău. Nu te însoți cu omul clevetitor, și chiar dacă dintr-o anumită întâmplare îți cade la ureche o clevetire, nu o registra. Fă-te că n-ai auzit. Pentru ca să fie ruptă legătura atât cu clevetitorii, cât și cu clevetirea. Și a treia formă de eliminare, renunțarea asta din partea noastră, totală și hotărâtă în dreptul clevetirii. Citim în Levitic 19 cu versetul 16, ce spunea Dumnezeu în Vechiul Testament: să nu umbli cu bârfeli în poporul tău. Noi avem două popoare, unul poporul român și unul poporul Domnului, nici într-unul. Să nu umbli cu bârfeli. Foarte mulți pleacă de acasă cu ele în geantă. Când pleci de acasă, nu umbla cu bârfeli. Lasă-le acasă, îngroapă-le undeva. Nu umbla cu bârfeli. Și când ajunge cineva și te întreabă, sunt ispititori unii, iscoditori: ce știi de cutare? Îmi pare rău, n-am luat bagajele astea la mine. Nu umbla cu bârfeli. Fii un om care te debarasezi totalmente și hotărât. Și adăugăm doar Coloseni 3:8, unde avem un demn categoric prin Apostolul Pavel: dar acum lăsați-vă de toate acestea și printre altele de clevetire. Amin. Adăugăm doar Efeseni 4:31, la nivel de biserică, cel puțin. Este scris: orice, și printre altele, orice clevetire să piară din mijlocul vostru. Amin. Să dea Domnul să piară. Că dacă nu va pieri clevetirea dintre noi, cei în sânul cărora se va găsi clevetire vor pieri și ei în ziua aceea. Acum, ce vrei să piară? Clevetirea de la tine sau tu împreună cu clevetirea?
când e vorba să se nege, și dacă oamenii au aur și orice alte valori pe vas, aruncă totul în mare, numai să scape viața, nu? Renunță și la corabie, pe o scândură, viața e mai scumpă. Noi n-ar trebui să considerăm la fel? Doamne, dă-ne această înțelepciune. Haideți să trecem acum la exemple. Vom lua mai întâi câteva exemple negative și apoi câteva pozitive. Deschideți mai întâi la Numeri, capitolul 12. Îl avem pe Aron și Maria, doi oameni de vârf, dar care au căzut în această ispită a clevetirii. Numeri 12 cu 1 și 2. Maria și Aron au vorbit împotriva lui Moise și aveau o pricină. Din pricina femeii pe care o luase de nevastă. Și auziți ce spune versetul 2. Ei au zis, oare numai prin Moise vorbește Domnul? Nu vorbește oare și prin noi? Vedeți, clevetirea era îmbinată cu altceva, cu o gelozie, cu alte lucruri. Și Domnul a auzit-o. Auziți, nu Moise a auzit-o. A clevetit și a auzit Moise și a spus, vă pedepsesc pentru că eu sunt number one în statul acesta. A auzit-o Domnul. Dacă crezi că nu te aude Domnul când clevetești, încearcă. Domnul a auzit-o și versetul 9, Domnul s-a aprins de mânie împotriva lor și a plecat. Și întreabă unii, dar unde-i Domnul? Dar de ce lucrurile ne merg așa? Păi s-a supărat Domnul, te-a auzit Domnul că ai clevetit și a plecat. Și acum știi cine trebuie să se roage pentru tine ca să vină Domnul înapoi? Păi cine s-a rugat pentru prietenii lui Iov? Păi s-a rugat Iov. Cine s-a rugat pentru Maria? Și 13, s-a rugat Moise. Un al doilea exemplu, judecător 9, a fost un judecător fiul lui Gedeon, Abimelec, care a omorât 70 de copii, a avut Gedeon, 68 au omorât, a scăpat Iotam, fugind. Citim în 9 cu 26, căci Gal fiul lui Ebed a venit cu frații săi, a trecut la Sihem, au ieșit la câmp și versetul 27 spune, au intrat în casa Dumnezeilor, au mâncat, au băut, s-au blestemat pe Abimelec, au vorbit de rău pe Abimelec. Dar vreau să știți cine era Abimelec? Era un om peste măsură de rău. Și au omorât 68 de frați. Păi era pe drept vorbit de rău, nu? Ei n-au spus minciuni. Și merita vorbit de rău. Mi-au zis că s-a întâmplat puțin mai târziu, spune versetul 29, dacă aș fi eu stăpânul acestui popor, aș răsturna pe Abimelec. Și despre Abimelec zicea, strângeți oștirea și ieși. Numai că lucrurile s-au derulat în așa fel, că citim puțin mai târziu, în versetul 38, Zebul a zis, cârmuitorul cetății, unde ți-ai acum gura cu care ziceai, cine e Abimelec ca să-i slujim? Mergi acum și luptă-te cu el. Gal a înaintat și s-a luptat, urmărit de Abimelec a luat-o la fugă și au căzut morți până la intrarea porții. Pedeapsa pentru clevetire e moartea. Nu era Abimelec vrednic să fie vorbit de rău? El era rău, dar nu era cazul să-l vorbească de rău, că se pare că nici Gal nu era mai bun. Și a primit pedeapsa. În scurt timp. Un alt exemplu, dușmanii care avea David, ăștia sunt mulți, nu știm exact cum îi cheamă, descrie la psalmul 31 și apoi la 41, de la versetul 13, aud vorbele rele ale mântuitora, văd spaima care domnește împrejur, se sfătuiesc împreună și uneltesc să-mi ia viața, auziți? Clevetitorii ce puneau la cale. Dar eu mă încred în tine și zic, tu ești Dumnezeul meu, soarta mea e mâna ta, fă să lumineze fața ta peste robul tău și scapă-mă. Doamne, să nu rămân de rușine, ci să rămână de rușine ceilalți. Și în 41, de la versetele 5 la 8, vrăjmașii mei zic cu răutate, când va muri? Când îi va pieri numele? Dacă vine cineva să mă vadă, vorbește neadevăruri. Strânge temeiuri ca să mă vorbească de rău. Se pare că sunt astfel de oameni care strâng temeiuri să vorbească pe cineva de rău. De ce firmă aparține depozitul ăsta? Ei strâng temeiuri să vorbească pe cineva de rău. Și când pleacă, mă vorbește de rău pe afară. Toți vrăjmașii mei șoptesc, uneori clevetitori în mașină șoaptă. Și cred că nenorocirea îmi va aduce pieirea. Este atins rău de tot, zic ei. Un pronostic foarte negativ, iată-l culcat. N-are să mai scoale. Numai că s-a sculat și s-au culcat ceilalți. Că așa spuneam psalmul 2, noi ne ridicăm, dar ei se îndoaie și cad. Și Ieremia, de multe ori au clevetitori, nu oamenii răi, ci acel motiv pentru care spuneam unii clevetesc pentru că nu pot suporta binele și adevărul. Și strâng motive, că n-au la suprafață. Dușmanii lui Daniel au avut motive, au stors ei cumva. În cartea profetului Ieremia, capitolul 18, citim în versetul 18 și 23, că ziceau ei despre el, veniți să urzim rele. Și în 23, poziția lui Ieremia, dar tu, Doamne, tu cunoști toate uneltirile. Lucrează împotriva lor la vremea mâniei tale. Să trecem și în Noul Testament. Inclusiv Domnul, să știți că a avut clevetitorii lui. În Evanghelia după Matei, capitolul 7, versetul 12, noroadele
vorbeau mult în șoaptă. Clevetitorii sunt numiți, se pare că în Romani, nu știu, și șoptitori. Vorbeau în șoaptă despre el, unii ziceau, este un om bun. Alții ziceau, nu, o duci în norodul rătăcire. Și alții spuneau, ceva și mai rău, are drag, de ce l-ascultați? Se vorbea mult și chiar Domnul și-a întrebat la un moment dat în Matei 16 ucenicii, ce zic oamenii despre mine? Alții spus, ce clevetesc ei? Din clevetelele lor, voi ce ați înțeles? De asemenea, tot o mulțime, o masă de oameni religioși îl vorbeau pe Pavel, nu de bine, ci de rău și chiar calea Domnului. În Fapte 19:9, a ajuns Pavel în Efes, el a încercat în sinagogă să inițieze o mișcare de convertire. Citim, dar fiindcă unii rămâneau împietriți și necredincioși și vorbeau de rău calea Domnului, înaintea norodului Pavel a plecat de la ei, acea rupere a legăturii cu clevetitorii. A despărțit pe ucenici de ei și a învățat în fiecare zi pe norod în școala unui anumit tiran. Și despre Corinteni, în 2 Corinteni 10:10, auziți ce spuneau clevetitorii despre Pavel. De fapt, zic ei, epistolele lui sunt cu greutate și pline de putere, dar când e de față, e moale și cuvântul lui n-are nicio greutate. Ce motive găseau ei? Are un ton prea redus la predică. Că nu are dicția prea bună. Motive așa, minore, n-aveau ceva ce să spună. Pavel nu era unul la care să-i găsești cusururi. Spune el, chiar dacă sunt necioplit în vorbire, dar în cunoștință, sau când era vorba de semne, a spus, aduceți aici. Hai să le punem pe talere. Dar a găsit că e prea moale și vorbește prea cu duhul blândeții, probabil. Și de asemenea, 12:20, fiindcă mă tem ca nu cumva în albinirea mea să vă găsesc așa cum n-aș vrea, printre altele în dezbinări, în vorbiri de rău, în bârfeli, în tulburări. Dacă pe Pavel îl vorbeau de rău, credeți că între ei nu se vorbeau de rău? Asta e imposibil. Cine clevetește pe cei din frunte, credeți că pe ceilalți nu clevetește? Le găsește vină la toți, asta e foarte clar, asta e menirea lui. Diavolul și-a ales slujitorii la clevetire din toate păturile sociale, de pe toate scările profesionale și eclesiastice. Citim în 2 Timotei, capitolul 2, versetul 16. Așa că o prevenire, rupe legătura cu clevetirea. Ferește-te de vorbăriile goale și lumești, căci cei ce le țin, știți, care umblă cu ele și le țin, înaintează tot mai mult în necinstirea lui Dumnezeu. Să știi, clevetirea ta nu înjosește numai pe oamenii aceștia. Clevetirea ta înjosește lucrarea lui Dumnezeu. Și cuvântul lor va roade ca gangrena. Din numărul acestora sunt Imineu și Filet. Se pare că există o listă a clevetitorilor, cu un număr anume. N-aș vrea să fi găsit pe lista aia cu Imineu și Filet, Alexandru Căldăraru și toată șleata celui rău. În 3 Ioan, capitolul 1, 9 și 10, am scris ceva bisericii, dar Diotref, căruia îi place să aibă întâietatea, când voi veni, voi aduce aminte de faptele pe care le faci, că ne clevetești cu vorbe rele. Pe drept? Nu pe drept. Nu se mulțumește cu atât, auziți? Dar nici nu primești pe frați și împiedică pe cei ce voi să-i primească și îi dă afară din biserică. Clevetitorul făcea disciplină și dă pe unii afară. Mă, bineînțeles că pe cine dă de afară? Pe cine nu intra în tagma lui, desigur, nu? Până aici exemple negative, că pe lângă astea mai știți dumneavoastră poate multe și ajung. Luăm câteva exemple pozitive. Cum ar trebui să fie poziția sfinților? Haideți să luăm mai întâi pe Domnul Iisus. Deschideți în Evanghelie, mai întâi în Matei 18. Spunea Domnul ca o avertizare, învățătura sa despre clevetire, 18:10. Feriți-vă să defăimați nici măcar pe unul din acești micuți. Păi, la cei micuți, de regulă, le găsim motive. La cei mai puțin pregătiți, mai slab cotați. Feriți-vă să-i defămați. Căci vă spun că îngerul lor din cerul văd pururea fața Tatălui meu care este în ceruri. Fiindcă Fiul omului a venit să mântuiască ce era pierdut. Dar o clevetire se pierde, nu se mântuiește. Aceasta a fost învățătura Domnului. Apoi, tot la Domnul avem în Marcu 9:12... poziția sa personală față de clevetire. El a fost unul care a fost gata să accepte. S-a împăcat cu gândul din start că avea să fie defăimat. Ilie va veni, după cum este scris de asemenea și Fiul omului, că trebuie să pătimească mult și să fie defăimat. Trebuie să te împaci cu gândul că trebuie să fie defăimat. Acceptă această idee și nu-ți fă probleme. Să nu fii defăimat pe drept. Să nu defăimezi și tu ca răspuns la o altă defăimare. Să nu bași tu apă pe moară la defăimători. Dar nu degeaba spunea psalmistul, Doamne, Tu ne ocrotești de cei ce ne bârfesc. Aceștia sunt.
Și de asemenea citim Ioan 8:26. Cum credeți că n-avea Domnul motive dacă vrea să-i bârfească? Domnul știa și ce-i pe deasupra și ce-i înăuntru și ce-or făcu și ce vor face. Avea toate motivele, firește vorbind. Dar spune în 8:26, am multe de zis despre voi. Rețineți, cei care aveți multe de zis despre noi sau despre alții. Dar cel ce m-a trimis, ce am auzit de la el, aceea spun lumii. Nu trebuie să vorbești tot ce știi, numai ce spune Domnul să vorbești din ce știi. Amin? Și cuvântul nu spune tot ce știi, numai cum ți este dat. Nu poți arunca mărgăritarele la porci. Am multe de osândit, dar nu asta e chemarea mea. Eu am alte lucruri să vă spun. Cum spunea fratele Vrumband, dacă ai un juvaier de dat, dă-l, nu? N-ai? Ai altceva de dat? Ține-l, dar nu îl da afară. Doamne, ajută-ne să luăm pe Domnul Iisus ca model, să învățăm interzicerea defăimării, să acceptăm când vom fi defăimați și noi să nu defăimăm chiar dacă avem toate motivele. Un exemplu vechi testamental, este vorba de Balaam, bineînțeles înainte de greșeala lui, Numeri capitolul 23, o notă foarte bună putem da lui Balaam până la un moment dat. El a fost chemat chiar să clevetească, să defaime. 23:7. Balaam și-a rostit prorocia și a zis: Balac m-a adus din Aram, m-a chemat zicând, vino și blastă-mă pe Israel, vino și defaimă pe Iacov. Și acum versetul 8, care trebuie să spună orice credincios: cum să blastăm pe cel ce nu-l blastă-mă Dumnezeu? Cum să defaim eu pe cel ce nu-l defaimă Domnul? Îl văd din vârful stâncilor, privesc de la înălțimea dealurilor, este un popor care locuiește deoparte, nu face parte dintre neamuri. Și întoarce pagina, versetele 20 și 21, să fie ca un motou pentru noi. Iată că am primit poruncă să binecuvintez. Da, el a binecuvântat și eu nu pot întoarce. El nu vede nicio fără de lege în Iacov. Nu erau fără de lege în Iacov? Cu carul. Dar unul care n-a venit să defăimeze nu le vede. Nu le vede. Domnul nu vede nicio răutate. Domnul Dumnezeu este cu el, el este împăratul lui și veselia lui. Probabil prin ochii dragostei și în familie, atunci când îți iubești partenerul și dacă vine cineva și ți-l defaimă, spune, nu există așa ceva. Sau un frate care îl iubești să ți-l defaime cineva, îți pare că sunt minciuni. Noi am fost chemați să binecuvântăm, Domnul ne-a chemat la aceasta. Nu să blestemăm, nici să defăimăm, nici să bărfim. Doamne, ajută-ne! Și de asemenea Moise s-au deja amintit despre el în Numeri 12:13. Atunci pe proaspăt, Dumnezeu a dat pedeapsă, 7 zile stă afară din tabără, stă tot Israelul pe loc. Dar Moise a rugat și a spus, Doamne, vindecă-o! Eu îndrăznesc să spun că l-a ascultat Domnul la o rugăciune așa scurtă de un singur verset, că s-a rugat cu credință și din toată inima. Dacă auzi că cineva te-a defăimat și Domnul ți-a spus printr-o prorocie, să știi că diavolul te-a defăimat și tu nu ești așa, ce faci? Te rogi pentru ăla sau te lauzi și spui, uite, Domnul a spus că-s nevinovat și ăla e vinovat și îi dai tu replica. Înțelepții iau ce trebuie, ceilalți nici dacă le scriem pe foaie. Un alt exemplu nou testamental este Pavel, a avut defăimătorii lui, citim în 2 Corinteni, capitolul 12, versetul 10. El se împăca cu ideea că trebuie să fie clevetit, de aceea simplă cere printre altele în defăimări. Adică nu devenea imediat irascibil, nu sărea în sus când era defăimat. A spus, asta știu că e ceva normal, trebuie să trec pe aici, să mă scuipe, să dea cu biciu, să arunce cu țărână în văzduc și cu pietre. Numai totuși el spune, acum nu că simt plăcerea defăimării și eu fac ce-o fi, că oricum tot mă defăimează, nu mai fac probleme. Uitați, el spune aceeași epistolă, capitolul 6, versetul 3, noi nu dăm niciun prilej de potignire pentru ca slujba noastră să fie defăimată. Noi ne purtăm ca să nu creăm noi motivul de defăimare. Și adaugă în 8:20 în ce privește desfășurarea de ajutoare și aici se naște multă defăimare, că nu s-au împărțit drept. Vrem ca nimeni să nu ne defaime cu privire la acest belșug de ajutoare de care îngrijim. Atât în lucrarea spirituală, cât și în lucrarea materială sau în orice altă activitate, depunea tot efortul să nu creeze motiv de defăimare. Dar dacă tot existau pe lângă aceasta unii care îl defăimau, el simțea plăcere că Duhul Dumnezeu în aceste momente se odihnește peste cei în cauză. Și îl adăugăm pe Ioan, apostolul iubirii, din a 3 Ioan, capitolul 1, cum s-a comportat el față de Diotref.
nu l-a anatemizat, n-a dat o circulare imediat împotriva lui, ci a scris doar versul 5. Prea iubitule, tu lucrezi cu lincioșie în tot ce faci pentru frați și tot pentru străini. Eu mărturisit despre dragostea ta, nu la Clevetiră, a început să-l laud pe cei care aveau motive să-i laude. Fără să primească ceva de la neamuri, este datoria noastră dar să primim bine pe astfel de oameni. Am scris ceva biserici, dar Diotref, care îi place să aibă întâietatea, nu vrea să știe de noi. Ne clevetește cu vorbele, când voi veni, îi voi aduce aminte de faptele care le face. Și continuă, prea iubitele, nu urma rău, ci binele. Cine face binele este Dumnezeu, cine face rău n-a văzut pe Dumnezeu. Toți, chiar și adevărul, mărturisesc bine despre Dimitrie și noi mărturisim despre el și știți că mărturia noastră este adevărată. Credeți că apostolul Ioan n-avea motive să spună despre unul și pe altul câte fac și ce fac? Dar eu și-au ales doi oameni despre care să scrie bine. Vreau să amintesc un exemplu contemporan. Mergeau niște frați în drum spre o biserică și un frate îl întreabă pe altul, care era în localitatea unde mergeau. Cunoștea câte ceva despre el, auzise recent date certe. Și ce spui despre fratele cutare? Că îl cunoști, că doar ești păstor în zona respectivă. Și da, ești un frate cu familia toată întoarsă la Domnul, vin la biserică, sunt membri la biserică. Bine, dar așa, mai concret, mai amănunte despre el. Da, și are niște copii credincioși și fac slujbă în biserică, unul dintre ei sunt căsătoriți. Dar el, o nevastă, da, și soția sa e foarte credincioasă. Dar el, da, și el vine la biserică. Și în acel moment, fratele care întreba a început să plângă. Și a spus, eu sunt încredințat că tu știi cât rău a făcut omul acesta. Și știi de ce este în stare și ce a făcut chiar acum recent. Și tot ai găsit argumente și lucruri frumoase să le spui despre el? Haideți, frați și surori, să putem urma exemple frumoase din Biblie, cele care le întâlnim în viața de zi cu zi. Să apreciem oamenii care știu să vorbească frumos și să găsească chiar puținul frumos la o persoană. Poate cineva are nu știu câte lucruri negative în el și în jurul lui, dar ceva frumos nu are? Când vezi o mașină, cuiva spune, ah, e rabla asta de mașină, nu-i vopsită, necută. Uite ce, mă, poate are acolo un alt sibil frumos. Măcar ăla apreciază-l așa. Deci așa e și omul, știi? Spune, ah, este îmbrăcat prost, nu știe să vorbească. Nu știu, poate are și dinți frumos și apreciază măcar pentru asta. Deci toate acestea ne dau o putere de viață. Clevetirea ne decimează și ne ține așa cu spaimă, cu stres. Ce-o fi zicând cutare de mine, eu de cutare? Și este una din armele diavolului de a torpila, de a prăji, de a arde tot în jur. Doamne, păzește-ne toate acestea. Amintim în încheiere, în Psalmul 15, versetul 3 este scris, noi vrem să ajungem acolo sus în ceruri, dar nu uitați pe acel munte. Doamne, cine va locui acolo? Cine va ajunge? Că am vrea și noi, că nu degeaba umblăm la biserică. Acela care va ajunge acolo nu clevetește cu limba lui. Nu clevetește cu limba lui, pe limba căruia vor fi clevetiri, nu va fi acea cântare nouă, frați și surori. Și adăugăm din Noul Testament, Tit 3:2, adu-le aminte, să nu vorbească de rău pe nimeni, nici pe cine considerăm că merită, să nu fie gata de ceartă, ci bun, plin de blândețe față de toți oamenii. Și de asemenea Petru scrie în 1 Petru 2:1, lepădați dar orice clevetire, iar cât privește viața celorlalți la care avem un acces limitat, să nu uităm acele etape de eliminare, neacceptarea de la nivel de conducere, stoparea, ruperea părtășiei cu clevetitorii în sensul de a nu-i accepta, încă un îndemn care îl avem din 1 Corinteni 4:13. Ce avem de făcut când totuși suntem clevetiți? Noi nu clevetim, dar totuși suntem. Sau ce să facem pentru oamenii care clevetesc și nu-i putem stopa? În 1 Corinteni 4:13 citim, când suntem vorbiți de rău sau clevetiți, ne rugăm. Atât putem să facem, cel puțin pentru oamenii ceilalți. Și spunea Domnul în Luca 6, tot referitor la cei care ne vorbesc de rău, 6:28, binecuvântați pe cei ce vă blastămă și rugați-vă pentru cei ce se poartă rău cu voi. Măcar atât putem să facem. Să nu clevetim, chiar dacă avem motive. Domnul avea de osândit, dar a spus, am multe de osândit, dar altceva am de făcut la ora asta. Viața atât de scumpă și de scurtă încât nu-i timp pentru clevetire.
Vremea când se vor lista păcatele noastre, se vor numera, este vremea judecății. Dar noi nu suntem în postura de judecători. Și adaug, haideți să ne rugăm pentru aceștia. Ca Domnul să elibereze aceste duhuri de clevetire. Și cum spunea Pavel în 2 Corinteni 12:20, tare aș vrea pe când vin la voi, tare aș vrea să nu fie astea. Dacă ar fi să ne scrie Pavel și nouă epistolă ca și apostol al neamurilor, spunea, mă tem pe când vin la voi, și am putea să spunem și Domnul are teama aceasta, să teme pe când vine la noi, să nu ne găsească clevetiri sau alte lucruri. Să ne găsească, cum spune 2 Petru, fără prihană, fără bine și în pace. Doamne ajută-ne, amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.